Tăi, 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 Tă
toate farul. Și înainte foarte timp minunat, după cum a binecăcut lui Dumnezeu. Te rugăm, Maica lui Dumnezeu, fără milostiv pe acela, spre acesta care pătirește. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robitorii. Miluiește-ne pe toți mântuitorile după mare și Dumnezeu și mila ta. Că pentru aceasta ne-am adunat noi toți, că am chipuit cu taine poborârea durerilor tale, să aducem cu credință ungere cu de lemn robilor tăi, pe care tămăduiește-i cu puterea ta. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acuși frâlească veșe și rămin, prea slată fie a primit-o prea vrită cu nună, naștrea ta să ne reiască pe trești și filiești puterea intabele răspunților. Pentru aceasta, fiind încumânată podoarele cele luminoase ale darurilor tale, pe tine te lăudăm pentru tot cântată stăpână. Stăpâne Hristoase, milostive, miliește și tămăduiește pe robii tăi. Caută din cer îndurate și arată mila ta tuturor. Limita părintei Ungerea cea dumnezească a preoților, ajutorul tău și tăria ta, celor ce aleargă la tine, iubitorule de oameni. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Fecioare, primind întreagă și pe robii tăi, izbăvește prea curată de fapt injustiție și de durere cu rugăciunile tale, pe cei ce prin noi alargă la cuvântul tău ce Dumnezeu. O plinește cu adevărat, să te fericină să toare de Dumnezeu, ca pururea fericită și prea să ne rugăm, Doamne, miluiește!
sfântă taină și pentru cercetarea lor și-a întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste tâi și harul Sfântului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim niște ei și noi de tot necazul în ea primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Mărturisiți-vă unul altuia cu fratele și vă rugați unul pentru
Tatăl n-am să vă vindecați, că mulți oameni de lumea să le toate adreptului. Și Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia. Să vă amintesc.
iubite morții după Iisus Hristos. Pentru ca tot la o altă și cu singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, finiți să slăviți unii pe alții, precum și Hristos va slăviți pe voi. Apostol, al doilea apostol, al treilea apostol.
apoi pe cei ce au dat lui afară din mult. Apoi damele vindecărilor, ajutorările, cărbunirile, pentru credinților. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să se lucrească în mult? Oare toți au dat lui vindecărilor? Oare toți vorbesc în mine? Oare toți pot să pământească? Râzniți însă la darurile cele mai bune. Și vă arătând bocale care le întrebi pe toate. Iar grei mintile voastră și ale Dumnezeu, iar dragostea voastră, făcut-mă arată schimboare și schimboare. De aș avea darul prorociei și toate tainele de aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am nimic. Și de aș împărți toată averea mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am nimic. Dragostea unde nu dragoste. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismiește, nu se laudă, nu se curăște. Dragostea nu se poartă cu prejudicii, nu caută adresare, nu se aprinde de mâine, nu gândește răul, nu se bucură de dreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede. Toată dragostea cu cape, dacă face ție cine ce trebuie și tu lui ce, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelegi credința sfântă, sfânta Evanghelie, pace Yeah.
Maria, ieșit din mijlocul lor și osebit, zice Domnul, și de ce este necurată, nu vă atingeți, iar eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată, iar voi înveți mie, fii și fiice, zice Domnul, a tot Sfintorul, având-te aceste pregătuințe iubiților, să le curățim de toată închinarea Duhului și a Duhului, să creștim Sfințenia. Amen.
prin voința lui Spirit de Negarul nostru, care mi s-a făcut în Asia, să peste măsură, peste puterea voastră de viață, încât nu mai îndrăzneam să mai scăpăm în viață. Și noi, în noi înșine, ne-am săpătit ca o să zic la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu. Cel ce viază de cei morți, care ne-ai vorbit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne împărește, din care ne trebuim, că încă ne va mai sori. Ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât, dar acesta a fost nouă, prin rugăciunea multora să fie prilej de mulțumire. Adusă de către Pavel, 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 Pav
bucuria, pacea, îndelungătarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, încumarea, curăția. Împotriva omului acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răsărit trupul împreună cu patimile și poftele. Dar să trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire deșartă, supărându-ne unii pe alții și stipuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de vă cădea un om într-o greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta, cu Duhul Dumnezeții. Nu înseamnă la tine însuși, ca să nu faci tu în ispită. Purtați-vă sarcinile cu iauza. Iată! Să rog și vrea să-ți fie rog,
Biserica ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.